După ce s-au întărit, le luăm din frigider și le punem pe tortul nostru sau putem decora direct pe tort. Și să vedem modul de preparare și de ce avem nevoie. Pentru crema noastră de unt o să avem nevoie de un pachet de unt de 250 de grame lăsat la temperatura camerei. Îl punem așa. O să-l tăiem aici. Așa bucățele. Vedeți că este moale la temperatura camerei. Așa, și îl putem bate cu o spatulă sau cu mixerul. Acum depinde de și fiecare. Și am să amestec cu aceasta. Încet, încet. Așa o să amestecăm. Ne ajutăm cu această paletă să dăm jos de pe pereții vasului. Vedeți cum consistența s-a făcut pufos și acum o să adăugăm puțin câte puțin din laptele nostru condensat. Așa. Amestecăm, amestecăm. Așa. Și acum am un tub de lapte condensat de 170 de grame. Și am să pun puțin câte puțin. Sau puteți folosi laptele condensat, îl realizați acasă după rețeta mea. O găsiți pe canalul de YouTube, lapte condensat, Camelia. Așa. Și acum din acest tub o să punem puțin câte puțin și o să mixăm. Și mixăm așa, încet, încet. Din tubul nostru adăugăm așa, până îl punem pe tot. Și amestecăm. Ia uitați crema noastră cum arată. Așa este pufoasă, pufoasă. Acum o să o punem într-un poș cu un dui și o să încercăm să facem câteva floricele. Și astăzi o să folosim acest dui. Ia uitați, așa arată. Este formă și o să punem în săculețul nostru, așa, o să tăiem aici și apoi o să punem crema noastră de unt. Așa, am pus în poș crema noastră de unt. Puteți folosi și acesta, și acesta. Ia uitați, vedeți câte sunt? Așa. Ia uitați. Apoi o să mai avem nevoie de această formă ca să putem face florile peste și o să prindem așa. Ia uitați. Așa, și aici deasupra o să facem trandafirul nostru. Prima dată ne dăm așa și lipim aici peste. Așa. Vedeți? Și începem încet, câte o petală, așa mai lipim. Ne ștergem dacă este necesar să ștergem vârful. Da? Și începem și tragem așa, ia uitați. Așa, vedeți? Și facem așa bobocei micuți și trandafirașii. Putem face și mai mici, și mai mari. Acum depinde de duiul pe care îl aveți. Ia uitați. Așa. Să mai facem încă o petală. Și o să lăsăm așa. Uitați. Putem face și mai deschis. Așa. Ia uitați. Trandafiraș. Așa. Și-l luăm. Și-l așezăm așa aici, peste. Ia uitați, aceasta este crema de unt. Poate fi
Vedeți? Așa. Și putem face fel de fel de... Ia uitați. Așa. Putem face și inimioare, și floricele, și putem decora cum ne place. Ia uitați. Fluturașul nostru. Așa. Așa, sau putem decora și cu culori în gel. Facem, uitați, așa. Aceasta este rețeta de astăzi, simplă. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarele rețete.